Atmosferă incendiară ieri după amiază în Parcul Tineretului, acolo unde primăria Slatina a amplasat un ecran uriaș cu numeroase mese, băncuțe și fotolii puf. Este un loc special pentru microbiștii care vor să urmărească meciurile de la Euro 2024 în aer liber. În zonă se găsesc și diverse tonete de la care microbiștii pot achiziționa bere, băuturi răcoritoare și diverse preparate. Ieri după amiază a fost primul meci al tricolorilor, duel în care România a luptat cu Ucraina, reușind să obțină o victorie categorică, scor 3-0. A fost foarte frumos, deoarece nimeni nu s-a așteptat la scorul de 3-0, a fost maxim! Este foarte frumos, deoarece sunt mai mulți copii și avem și unde să ne uităm. Da, de 100 de ori, pentru că nu e atmosfera care este acasă. Mai bine aici, nu? Da. Ai mai venit? Da, normal. Este foarte frumos. Faptul că a jucat România și iată conduce cu 3-0, cum e? Sunt foarte bucuros și sper să avem meciul numai așa. Este o atmosferă plăcută, chiar dacă este cald, suporterii echipei Slatina vibrează alături de România, noi împreună luptăm, suntem alături de ei, vibrăm, cântăm și susținem echipa națională a României. Cu toții s-au bucurat de jocul bun al tricolorilor, dar mai ales de golurile înscrise de fotbaliștii naționalei. Te așteptai? Sincer, nu știu exact, pentru că știu că ultimele meciuri pe care le-a avut România n-a fost chiar așa, dar acum e 3-0 și e... Este foarte tare și vibe-ul de aici, toată lumea fericită, sari, se bucură când dă gol. Extraordinar! V-a plăcut? Extraordinar de mult! România a jucat excelent! Iar vă așteptați la un astfel de rezultat? Nu mă așteptam la asemenea rezultat, nimeni nu s-aștepta în România la asemenea rezultat. O victorie extraordinară pentru toată România și pentru toți românii din diaspora. Jucătorul care v-a plăcut cel mai mult? Stanciu, Nicolae Stanciu, cel mai bun jucător pe teren. Băieții au arătat că sunt o echipă puternică și sper să avem rezultate la fel de bune pe parcursul acestui turneu. Un jucător care ți-a plăcut mai mult? Toți au jucat foarte bine, dar în principiu Nicușor, Nicolae Stanciu a fost capitanul nostru, s-a descurcat foarte bine. Suporterii spun că vor continua să vină în parc pentru a-i susține pe tricolori de la Slatina.